Bună tuturor și bine ați revenit în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom pregăti împreună o prăjitură fără coacere cu cafea, ciocolată și brânză Philadelphia. Pentru asta vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 160 de grame biscuiți zdrobiți, 150 de grame ciocolată neagră, 60 grame unt topit, 350 de grame brânză Philadelphia, 130 grame zahăr brun sau normal, 60 grame cafea expresso și 230 grame frișcă cu 35% grăsime. Pentru început vom pune într-un bol biscuiții și untul. Vom amesteca bine, iar după aceea vom turna biscuiții într-o tavă cu 20 pe 20 cm. Vom presa biscuiții cu o lingură, după care vom da tava la frigider și ne vom ocupa de următorul pas. Vom pune brânza Philadelphia într-un bol și o vom mixa până devine cremoasă. Iar acum vom adăuga zahărul puțin câte puțin și vom continua să mixăm. Următorul pas, vom adăuga ciocolata topită și vom mixa. Iar acum vom adăuga și cafeaua și vom continua să mixăm. E gata compoziția, o vom da deoparte. Iar acum vom avea nevoie de un bol foarte rece. Vom adăuga frișca și o vom mixa. Am mixat bine frișca, iar acum vom adăuga această frișcă puțin câte puțin în compoziția anterioară și vom amesteca bine. Am amestecat bine frișca cu ciocolata, iar acum vom turna această compoziție peste biscuiți. O vom nivela frumos pe toată suprafața, iar după aceea o vom da la frigider pentru aproximativ o oră. Acum, cu ajutorul unui cuțit, vom desprinde prăjitura de pereții tăvii sau a formei de inox. Vom scoate forma, iar acum o vom decora cu cacao. Și gata este prăjiturica noastră! Vă sugerez să pregătiți această rețetă, este o prăjitură fără coacere, super delicioasă și cremoasă! Dacă v-a plăcut această rețetă, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și activați clopoțelul. Și desigur, vă aștept la următoarea mea rețetă. O zi bună și numai bine! Pa, pa!